că așa cum s-au angajat colegii mei de la CNAIR, să știți că anul viitor ar trebui să se întâmple multe în acest județ. Față de ceea ce vă spuneam mai devreme, ar trebui să fie, să înceapă licitația atât la Brăila Buzău, cât și la Brăila Focșani, la jumătatea anului viitor, în vara anului viitor, ceea ce e un lucru important, iar în funcție de etapele pe care le știți legate de licitație, eu m-aș bucura foarte mult să semnez contractul de execuție, să semnăm contractul de execuție pe anul viitor, dar asta e în funcție, știți, contestații și așa mai departe.